Dis de dimineață, lumea s-a strâns în oborul ad hoc de la ieșirea din Mergidia. Veniți de departe, crescătorii de animale și-au găsit un loc pe marginea drumului unde au parcat mașinile pline de capre, porci, vite, oi sau păsări. În timp ce două capre stăteau liniștite în portbagajul unei mașini mici, mai mulți iezi zburdau în spatele unei camionete. Fiecare se descurcă cum poate, așa este la târg. Negustori sau pasionați de animale, toți au venit în obor în speranța că roadele muncilor se vor arăta în sfârșit. Nu este un profit prea mare, e o pasiune, un hobby, așa de plăcere crește mai mult. Profitul e foarte mic. Copiii, acum în ziua, da, știți că mai mult se ocupă cu calculatoare, alte chestii, nu mai au ce avem noi o atâta. Nu ne-a rămas de mici pasiunea asta de porumbei și așa de țin de dragul, ține, nu e mare afacere cu porumbei. Chiar dacă sunt puțini, cei care nu au plecat acasă cu mâna goală au fost mulțumiți de achiziții. În altă parte a târgului, vânzătorii de cereale își laudă marfa. Una dintre atracțiile târgului au fost porumbei rotați și iepurașii, care însă au cam rămas la crescătorii lor. Și asta pentru că lumea vine, se uită și pleacă, chiar dacă prețul nu depășește 20 de lei. Nu mai vine și întreabă. Sunt mulțumiți de preț sau de ce nu cumpără? Cred că nu au bani. Cu toate acestea, oamenii spun că oborul nu mai este ce a fost odată.